Giurgiuvenii de toate vârstele s-au adunat duminică la Muzeul Județean Teohari Antonescu pentru a sărbători ziua de 9 martie în cadrul unui eveniment numit Mucenicii Domnului, care anul acesta a ajuns la 4-a ediție. La această activitate am invitat copiii din municipiu, dar și din județ, din Ghimpați, au venit gospodine de la Frătej, de la Gostinu, de la Ghimpați, de la Oinacu, pentru a prezenta tradiționalele preparate ce se consumă în ziua de astăzi. La sărbătoare au fost invitați și giurgiuvenii din comunele Oinacu, Remuș, Malu și Gostinu pentru a expune și a oferi celor prezenți produse specifice zilei celor 40 de mucenici ai Domnului. Este obiceiul de se împarte bradul și ziua de 9 martie și am mai fost invitat și acum 2 ani și acum ne-am pregătit bradul și am venit că sunt destui copii aici și împărțim aici. Mulți copii din localitățile giurgiuvene au fost invitați să participe la eveniment, dar mai ales să se delecteze cu mucenicii și brădușii expuși de participanți. Micuții s-au bucurat că au participat și spun că vor mai veni și pe viitor. Ce aveți aici? Brădoș. Vă plac? Da. Sunt gustoși? Foarte gustoși. O să faceți și voi de ăștia? Da. Când o să fiți mari? Da. Să păstrăm tradiția. Mai veniți pe aici și la anul? Da, am fost și anul trecut. Și v-a plăcut anul trecut? Da. Foarte mult. Mai departe, în cadrul acelui așa eveniment, invitații au putut admira o expoziție de icoane cu cei 40 de mucenici ai Domnului. Au fost două tipuri de icoane, unele sculptate care poartă semnătura sculptorului Iulian Buduru, iar celelalte pictate de copiii unei școli din Ghimpați care au venit însoțiți de dascălul lor. Sunt niște frânturi de credință din sufletul copiilor. Ne-am propus să facem chipurile celor 40 de mucenici care s-au jertfit pentru credință. Elevii au fost mândri de ceea ce au realizat și spun că, deși au expus pentru prima oară la Mucenicii Domnului, ei vor continua să mai participe la sărbătoare. Evenimentul Mucenicii Domnului este organizat de 4 ani de fiecare dată pe 9 martie, indiferent în ce zi a săptămânii cade. Anul acesta a fost mai multă lume prezentă decât în trecut, chiar dacă a fost o zi de duminică.